Reprezentanții autorităților județene, președintele Consiliului Județean Mehedin Țeala din Georgescu și prefectul Alin Isuf au monitorizat activitatea de dezăpezire din acest weekend. Intervențiile firmei competente au fost eficiente în toată perioada, astfel că acum se circulă foarte bine pe toate drumurile județene. Vreme neașteptată la început de primăvară. Zăpada în luna martie ne-a luat prin surprindere pe noi, însă nu și pe reprezentanții autorităților județene, care au fost pregătiți pentru această situație. Astfel, pe raza județului, nu sunt drumuri închise sau blocate și șoferii pot circula în siguranță. Operatorul de dezăpezire a intervenit pe drumurile județene din Mehedinți, începând de duminică după amiază, imediat după ce zăpada a început să se depună și pe tot parcursul nopții, astfel încât, în această dimineață, circulația s-a desfășurat fără probleme, atât în nordul județului, cât și în zona de sud. Chiar dacă nu suntem obișnuiți cu zăpadă, în luna martie suntem pregătiți să intervenim și pe parcursul zilelor următoare, când se așteaptă noi precipitații sub formă de ninsoare, a declarat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pe pagina sa de socializare. De asemenea, și pe pagina instituției prefectului județului Mehedinți a fost transmis un mesaj. Conform prognozelor meteorologice, se așteptau căderi de precipitații sub formă de ninsoare, astfel că prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a păstrat legătura cu administratorii drumurilor și operatorii de dezăpezire. S-a intervenit în timp util cu lamă și material antiderapant, astfel încât nu s-au creat blocaje. În acest moment, circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe drumurile județene, astfel, reprezentanții autorităților județene îi sfătuiesc pe conducătorii auto să conducă prudent, să aibă autoturismele dotate cu anvelope de iarnă, să păstreze distanța regulamentară și să nu afecteze manevre bruște în curbe, astfel încât să fie în siguranță.